Bună, dragilor, și bine ați venit la etalarea zilnică pe Zodii pentru luni 22 februarie. Vă reamintesc că veți găsi în descriere timpii pentru fiecare semn zodiacal în parte și, de asemenea, dragii mei, vă reamintesc că sunt etalări pur generale, nu au cum să rezoneze perfect cu fiecare dintre voi, așa că v-aș ruga să luați de aici doar mesajele care rezonează cu situația voastră și să lăsați tot aici mesajele în care nu vă regăsiți, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. Sunt foarte curioasă cum va debuta săptămâna, deoarece Mercur iese din retrogradare pe 21, pe 22 deja este staționar, dar oricum se simte mult mai bine. Și de asemenea, din punct de vedere numerologic, în ziua de 22 februarie avem multă, multă energie, avem o poftă nebună de viață și e posibil să se întâmple tot felul de evenimente cu un marcaj foarte, foarte puternic din punct de vedere emoțional. Haideți să vedem, dragii mei, așadar, cum debutează săptămâna pentru fiecare semn zodiacal în parte și începem cu berbecul, să vedem pentru voi ce vor să ne spună cărțile de tarot, ce mesaje au pentru ziua de luni, 22 februarie. Prima carte, trecutul, luna. A doua carte, în prezent, nebunul. Și a treia carte, viitorul, împărăteasă. Foarte frumos! Sunt trei arcane majore, după cum spuneam, e o zi foarte intensă. Se pare că în trecut ați avut de făcut niște alegeri, alegeri destul de importante pentru voi. De asemenea, cred că ați fost puțin confuși cu privire la o anume situație din viața voastră. De asemenea, unii berbeci poate au avut de face cu un rac, dar în momentul de față văd că vă vine o idee de a începe ceva de la zero. E foarte bine, e luni, Mercur este staționar, deci cu deciziile este mult mai benefic din acest punct de vedere. Acest nou început, această energie debordantă pe care o aveți, văd că vă duce în ziua de luni la o foarte mare stabilitate. Ca și personaje de aici, simt foarte intens o energie feminină. Acum, dacă sunteți femeie, poate e o zi în care veți fi o super mamă, o super soție, o super iubită, o super femeie. Dacă sunteți bărbat, posibil să vă ocupați mai mult de lucruri materne, ca să spun așa, chiar să aveți grijă de o persoană anume din viața voastră, poate chiar să interacționați mai mult cu femeile față de cum ați făcut-o până acum. De asemenea, văd că în ziua de luni, nu știu, ori reușiți să finalizați ceva, ori pur și simplu pentru alții dintre voi chiar reușiți să vă stabilizați dintr-un anumit punct de vedere. Zona familiei o văd foarte bine aspectată aici la voi și, de asemenea, v-am spus, ideea aceasta de femeie, de maternitate este foarte profund aspectată. Aveți foarte mult curaj în ziua de luni și mergeți tot înainte către un nou țel și este foarte, foarte bine. Bun, vă mulțumesc frumos, dragii mei berbeci, să vedem pentru următorul semn zodiacal, mergem la Taur. A venit și pisica la Taur. Hai să vedem pentru dragii mei Tauri. Prima carte, trecutul, 4 de bâte. Prezentul, 8 de spade. Viitorul, 6 de bâte. Bun. Se pare că în trecut ați pus piciorul în prag, v-ați dorit o anume stabilitate în viața voastră, ați făcut absolut tot ce se putea pentru a reuși să arătați lumii acea victorie, să reușiți să stabilizați iarăși o relație anume din viața voastră. În prezent, e adevărat, vă simțiți puțin constrânși de o anumită situație. Poate chiar
Având în vedere faptul că ați făcut atât de mult public un anumit lucru sau atât de cunoscut, în ziua de luni nu prea o să vă simțiți atât de confortabil. Dar văd totuși o victorie pentru voi, o reușită, deci ziua de luni începe în forță pentru taurii noștri. Cred că e o perioadă, pentru că avem 5 de bâte și 6 de bâte, aici ar lipsi un 5 de bâte. Deci, poate e o perioadă în care e nevoie să. O perioadă, o zi, mai bine spus, în care poate pur și simplu vă luptați acolo cu gândurile voastre. De asemenea, din punct de vedere mental, cumva, anumite acțiuni pe care ați vrea să le faceți, parcă nu prea. Nu prea, nu știu, nu prea reușiți să le exteriorizați, nu prea, deci ceva vă blochează aici, dar reușiți și treceți peste. Poate e nevoie ca într-un conflict sau într-o anume situație să nu vă manifestați și atunci de asta văd că totuși victoria apare la orizont. Bun, dragii mei tauri, acestea au fost și mesajele pentru voi. Mergem la următorul semn zodiacal. Să vedem pentru gemeni. Prima carte, Cavalerul de Spade, trecutul. Următoarea carte, 8 de monede. Și turnul. Ok. În trecut, sau cel puțin această situație din viața voastră, a apărut pe neașteptate, a apărut ca o surpriză. Văd că în ziua de luni sunteți foarte puși pe muncă, sunteți foarte puși pe a repara poate o eventuală stricăciune, în ghilimele vorbind, ori fizică, ori. O stricăciune, nu știu, la nivel de relații interumane și încercați pe cât se poate acolo să mai reparați anumite detalii, încercați pe cât se poate să fiți ceva mai atenți. Se pare că încercați pe cât posibil să construiți ceva. Cu turnul aici, m-aș gândi că poate acest eveniment neașteptat v-a cam trezit nițel la realitate sau un eveniment destul de rapid care s-a întâmplat în viața voastră și care v-a cam pus la treabă. Cumva, parcă în ziua de luni, parcă vă stă mintea doar la a construi ceva, a vă reprofila, în ghilimele spus. Într-o anumită relație sau chiar la locul de muncă. Repet, sunt etalări pur generale. Pentru unii chiar poate fi vorba de o situație anume pe care încercați să o reparați. Văd pregnant aici o energie de pământ, deci taur, capricorn, fecioară, mai văd și o zodie de aer. Acum e posibil să fiți voi sau poate mai aveți de-a face cu zodii de aer prin jurul vostru, gemeni ca voi, vărsători, balanțe, depinde de la caz la caz. Dar e o zi cu stabilitate, o zi în care puneți osul la treabă și încercați să reconstruiți ceva din temelii. Pentru alții chiar poate să fie vorba de un vuiet pe care l-ați auzit în trecut, acum încercați pe cât posibil să mai reparați tot ce mai puteți, pentru că știți că vine termenul limită, vine întâlnirea face-to-face, vine termenul de plată și așa mai departe. Bun, v-am pupăcit, dragii mei gemeni, să mergem la următorul semn zodiacal. Să vedem pentru raci cum debutează săptămâna. Prima carte, în trecut, nebunul. Valetul de spade, în prezent. Și regina de bâte. Wow, foarte interesant, foarte multă energie simt aici, deci un entuziasm fantastic.
Văd că ați început ceva nou cu ceva timp în urmă, v-ați lăsat poate și gândurile să fie ceva mai nebunești față de cum au fost în mod normal. Posibil să fie avut legătură în acest weekend, nu știu, ori să fi stat mai mult cu copiii, dar să fi fost o agitație așa în viața voastră, așa cum se agită și pisicile mele acum prin casă. Dar în prezent văd că sunteți curioși, ori discutați prin mesaje cu cineva anume, ori stați și urmăriți o anumită activitate, urmăriți o anumită știre, urmăriți o anumită persoană, urmăriți reacțiile, așteptați mesaje, văd conversații pe internet pentru alți raci. Și de asemenea, cu Regina de Bâte aici îmi spune că în urma acestor mesaje, în urma acestei conversații, în urma acestor investigații, în ghilimele spus, se pare că sunteți destul de entuziasmați, sunteți destul de plini de viață, poate pur și simplu vă redă încrederea în voi ceea ce aflați în ziua de luni. Dacă sunteți femeie, e posibil acest scenariu, dacă sunteți bărbat, poate să fie vorba... nu, se bat pisicile, poate să fie vorba de... o femeie, posibil dintr-o zodie de foc, leu, săgetător, berbec, dar chiar dacă sunteți doamnă, posibil să aveți de-a face și cu vreo astfel de persoană, să discutați, să schimbați mesaje pentru ziua de luni. V-am pupăcit, dragii mei raci, mergem la următorul semn zodiacal. Să vedem pentru lei. Pisicile mele sunt foarte agitate. Prima carte, împărăteasa. A doua carte, luna, prezentul și viitor. 5 de bâte. Ok. Văd că ați pus la punct un anume proiect. De asemenea, poate o anume relație din viața voastră părea până mai ieri foarte, foarte stabilă și astăzi luni sunteți puși în fața faptului de a face o alegere. O alegere în necunoștință de cauză mai mult, pentru că nu vi se arată toate detaliile. De asemenea, pentru unii lei m-aș gândi că poate aveți de-a face cu vreun taur sau ați avut de-a face cu vreun taur, cu o balanță sau cu un rac. Da? Și văd aici că... parcă aveți de ales între două lucruri, între două persoane. Însă, repet, e o zi a alegerilor, însă mare, mare atenție, mai bine mergeți pe zona intuiției, nu încercați să vă lăsați sentimentele să zboare, să fie foarte, foarte pregnante, pentru că văd că aveți parte aici de o dispută, da? De... de o zi în care e posibil să aveți discuții ceva mai aprinse pentru unii dintre voi. Poate, repet, poate fi vorba chiar de un trio pentru unii dintre voi și să aveți discuții în acest sens cu partenerul sau cu partenera. Pentru alți lei chiar e posibil să apar un factor declanșator în viața voastră care să vă agite nițel la început de săptămână. De asemenea, nu știu cât de bine veți dormi voi noaptea dinspre duminică spre luni, dar să sperăm că dacă aveți vise, da, premonitorii, să sperăm că veți ține cont nițel de ele, pentru că poate vă vor indica ce aliați să vă luați într-o asemenea discuție, într-o asemenea confruntare, pentru că e cazul să vă căutați aliați în ziua de luni și v-am spus să mai bine mergeți pe intuiție, însă încercați în același timp să vă și temperați izbucnirile, pentru că veți avea această tendință. V-am pupat, dragii mei lei, mergem la următorul semn zodiacal. Să vedem pentru fecioară. Da, s-a întors o carte, lumea. Un final, hai să vedem pentru fecioare.
Prima carte, 2 de monede. A doua carte, prezentul, 7 de cupe. Viitorul, valetul de cupe. Ok, foarte interesant. Se pare că până acum ați oscilat în a lua o decizie, posibil să vă fi jucat mai mult decât e cazul, poate ați fost într-o vacanță, poate ați ales să stați nițel, să vă relaxați în weekend, iar se pare că de luni, cum deschideți ochii, realizați că sunt multe oportunități în jurul vostru, cineva vă prezintă o situație într-un mod ideal, aș putea să spun, însă aveți grijă, fecioarele mele dragi, pentru că nu toate aceste oferte care vi se pun în față sunt adevărate, de asemenea, nu toate aceste gânduri pe care voi vi le faceți vis-a-vis de o situație anume sunt reale, doar câteva sunt reale, câteva cam nu prea se pot realiza momentan. E foarte interesant pentru că în ziua de luni văd totuși o ofertă pe care o primiți, o invitație la vals, vă invită o prietenă, un prieten să ieșiți undeva, să faceți diferite activități, posibil la locul de muncă, să fie o energie mai bună. Însă pentru unele fecioare chiar poate fi vorba de o invitație din zona amoroasă. Poate primiți mesaje din partea persoanei dragi, mesaje mult mai frumoase decât v-ați fi așteptat voi. Deci e o săptămână care debutează destul de interesant pentru fecioară. Bun, mergem la următorul semn zodiacal. Să vedem pentru balanță. Sau liniști pisicile. Prima carte, justiția, în trecut este cartea voastră, în prezent 4 de cupe și în viitor regele de monede. În trecut ați avut de-a face cu zona aceasta a actelor. Poate săptămâna trecută nu ați reușit să finalizați ceva anume sau poate ați mers, ați făcut absolut tot ce v-a stat în putință, însă parcă în ziua de luni ceva vine spre voi, nu vă convine, poate un anume răspuns. De asemenea, poate ați încercat să clarificați, să faceți dreptate într-o situație anume, însă momentan sunteți cam cu buza umflată. Momentan nu prea vă convine rezultatul sau ceea ce v-a oferit persoana respectivă sau ceea ce a venit spre voi în urma acestei încercarea voastră de a face dreptate. În viitor, în schimb, văd multă stabilitate la voi. Posibil dacă vreți să faceți ceva pe zonă financiară, nu știu, ori văd niște bani care vin spre voi. De asemenea, vă văd foarte chipzuiți din acest punct de vedere. Posibil de asemenea ca toată această poveste să vă determine să fiți ceva mai tradiționaliști în ziua de luni, ceva mai rădăcinați în propriile convingeri față de cum ați fost până acum, ceva care nu vă caracterizează, e adevărat. De asemenea, posibil să aveți de-a face cu o persoană dintr-o zodie de pământ, Taur, Capricorn, Fecioară, o persoană care, cel puțin în ziua de luni, este cam înrădăcinat în propriile convingeri și nu prea vrea să dea curs așa unor idei, da, ale voastre. Asta e foarte interesant, aș putea să spun. Bun, v-am pupat și pe voi, mergem la următorul semn zodiacal, să vedem acolo care sunt energiile. Să vedem pentru scorpioni. S-a întors turnul, ce se întâmplă? Construiți sau dărâmați? Ce se întâmplă? Prima carte, în trecut, eremitul, în prezent, 8 de spade, în viitor, 9 de bâte.
În trecut, văd că poate ați avut de-a face cu vreo fecioară. Pentru alții dintre voi, poate ați fost pe post de profesor pentru o anume persoană sau într-o anumită situație vi s-a cerut părerea. De asemenea, văd că poate unii scorpioni și-au spus mai mult părerea într-o situație, mai mult decât și-ar fi dorit. Văd că e adevărat, în ziua de luni sunteți destul de constrânși, parcă nu vă simțiți în largul vostru, nu prea puteți să vă exteriorizați. Cumva, parcă principiile voastre nu vă lasă să vă expuneți, poate un anumit punct de vedere, poate chiar să vă expuneți, să vă exteriorizați gândurile, sentimentele, poate să vă spuneți o opinie sau poate chiar să faceți o anumită activitate. Văd aici multă teamă, parcă vă este teamă să nu mai ajungeți încă o dată într-o anumită situație în care ați mai fost. Însă, v-aș sfătui să lăsați teama deoparte pentru că de această dată să știți că ați acționat cu o înțelepciune fantastică. Și atunci lucrurile sunt mult mai roz față de cum au fost altă dată. Parcă aveți un deja vu în ziua de luni, dar până la urmă eu spun că reușiți, vă exteriorizați și spuneți lucrurilor pe nume. Bun, v-am pupăcit, dragii mei scorpioni, mergem la următorul semn zodiacal. Să vedem pentru săgetător. Prima carte, în trecut, 10 de bâte. În prezent 8 de cupe, în viitor 4 de bâte. Tot răul spre bine. Ceva vă obosea, ceva nu vă lăsa să vă ocupați și de voi, cineva sau ceva punea mult prea multă solicitare pe voi, cumva cineva vă supra-solicita sau ceva anume, o situație anume. Poate nu ați avut un weekend chiar atât de liniștit, unii dintre voi, dar se pare că în ziua de luni reușiți și vă luați inima în dinți, lăsați ceva în spate, ceva ce nu vă împlinea și vă mai și consuma energia, lăsați ceva în urmă, reușiți să vă detașați din punct de vedere emoțional și văd că mergeți mai departe spre o stabilitate. Deci luați o decizie foarte înțeleaptă. Poate chiar veți și spune. Veți și anunța în jurul vostru această decizie pe care o luați în ziua de luni. Și asta este foarte bine, de asemenea văd aici o mică mare victorie, parcă e ca o eliberare pentru voi pur și simplu. Văd aici pregnant și o zodie de apă, rac, scorpion, pești, dar nu-i pentru toată lumea. Bun, v-am pupăcit și pe voi, dragii mei săgetători, mergem la următorul semn zodiacal. Să vedem pentru Capricorn. Ce se anunță în ziua de luni? Care sunt energiile? S-a întors un rege de cupe. Poate aveți de-a face cu vreo zodie de apă. Rac, scorpion, pești. Nu știu. Vedem. Prima carte, în trecut, 3 de cupe. În prezent, regele de bâte. Și în viitor, regina de cupe. Ei, până la urmă ești regina de cupe, n-a vrut să iasă regele. Revenind la etalare, în trecut văd că poate ați făcut o înțelegere, poate în weekend v-ați distrat, v-ați simțit bine sau poate ați ieșit cu prietenii, au fost discuții destul de interesante și în prezent văd că sperați foarte mult, încercați să negociați o anume relație, încercați să ajungeți la un consens cu o persoană, posibil dintr-o zodie de foc, leu, săgetător, berbec. Pentru alții dintre voi chiar m-aș gândi că poate negociați sau, eu știu, e o zi în care va fi mult mai pregnant în viața voastră energia unei persoane. V-am spus, ori o persoană dintr-o zodie de focuri, discutăm despre o persoană căreia îi place foarte mult să negocieze. O persoană care, nu știu, poate lucrează în vânzări, în politică, în
afaceri și așa mai departe. Deci eu o zi cu negocieri pentru Capricorni. E adevărat că e ceva pe sufletul vostru, vă veți simți foarte, foarte împliniți și de asemenea posibil ca o femeie să vă ajute foarte mult în tot acest demers. Dacă sunteți doamnă, să știți că reușiți să ajungeți acolo unde vă doriți în urma acestei negocieri. Dacă sunteți domn, să știți că e posibil să strâniți nițel atenția doamnelor după această negociere sau după ce reușiți să rezolvați această situație. Posibil să fie vorba de ceva profesional sau de zona prietenilor. V-am pupăcit, dragii mei capricorni, mergem la următorul semn zodiacal. Să vedem pentru vărsător care sunt energiile pentru ziua de luni. 6 de monede. Alegeți ceva, dați niște bani, încercați să împăcați pe cineva. Hai să vedem pentru vărsător. Prima carte, în trecut, Regina de Spade, e cartea voastră. În prezent, 2 de monede. În viitor, 9 de monede. Se pare că în trecut ați luat o decizie sau pur și simplu a fost nevoie să acceptați poate un compromis pentru unii dintre voi. Poate ați fost ceva mai reși, ceva mai tranșanți cu privire la o anume situație din viața voastră. Începeți ziua de luni în joc și voie bună, încercați pe cât posibil să împăcați viața profesională, viața personală, încercați pe cât posibil să vă împăcați această idee de mental și parte materială. Aveți de jonglat aici, posibil să aveți de-a face cu zodii de pământ, Taur, Capricorn, Fecioară în ziua de luni. De asemenea, văd niște bani pe care îi primiți, dar parcă încercați să-i învârtiți pe acolo în așa fel încât să vă ajungă și vouă, să dați și la alții sau să plătiți anumite datorii. Deci ziua de luni e foarte mult aspectată pe zona aceasta financiară, pe ideea de stabilitate într-o relație anume. De asemenea, posibil ca o persoană mai jucăușă sau mai tânără să dețină un rol important în ziua de luni pentru voi. Dar văd o stabilitate, deci ceea ce încercați voi să faceți luni aici, să jonglați, să învârtiți în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea, reușiți și ajungeți la această împlinire. Foarte frumos, dragii mei vărsători, mergem la următorul semn zodiacal. Să vedem pentru pești, la mulți ani celor născuți în zodia pești. Hai să vedem pentru peștișori ce se întâmplă luni, ce eveniment pregnant. Prima carte, Împăratul în trecut, în prezent 7 de bâte. În viitor, diavolul. Ok, e o zi foarte intensă pentru voi, să știți. Văd că în trecut ați fost foarte siguri pe voi referitor la o anumită situație. V-ați pus punctul de vedere, ați încercat pe cât posibil să țineți lucrurile în frâu, ați luat atitudine, ați fost foarte siguri pe voi. Dacă sunteți femeie, poate chiar ați fost ușor mai masculină, ușor mai prea stabilă, da, pentru o femeie într-o situație anume din viața voastră. În ziua de luni văd că sunteți nițel provocați. Acum ori aveți mult de muncă, ori referitor la această situație sunteți iarăși provocați, dar sunteți într-o poziție de fapt în care aveți foarte ușor câștig de cauză. Cu diavolul aici m-aș gândi că e posibil să vă stârnească nițel orgoliu toată această luptă pe care o aveți și faptul că sunteți într-o poziție de câștig ar putea să vă măgulească nițel și poate să vă crească și forța voastră, da, atât mentală, fizică, psihică și așa mai departe. De asemenea, aveți grijă, dragii mei peștișori, să nu care cumva să încercați să manipulați lucrurile mai mult decât e cazul, să vă entuziasmați prea tare în toată această situație. Posibil de asemenea să aveți de-a face cu vreun berbec, posibil zodii de foc, Leu, Săgetător, Berbec, iarăși se accentuează și posibil cu vreun Capricorn să aveți ceva de a face acolo, dar încercați pe cât posibil să învârtiți acolo lucrurile, chiar să poate să mediați un conflict. Cine știe și sunteți într-o poziție în care puteți să faceți acest lucru.
Bun, v-am pupăcit și pe voi, dragii mei peștișori. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă mulțumesc tuturor și să ne revedem cu bine și la filmarea de mâine.